Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare, bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta a făcut studii de filozofie, a publicat articole în revistele culturale, a ținut cursuri de formare intelectuală și, în cuvintele sale, citez: în prezent conduce un seminar privat specializat în literatură modernă. Înnoată cu plăcere, ascultă muzica amestecată, glumește năvalnic. Nu crede că frumusețea e valoarea supremă a vieții, dar o slujește cu tenacitate. Trăiește pentru refrene, dactili, surâsuri. Am încheiat citatul. Însă invitatul nostru a fost și coordonatorul de producție care a realizat filmul documentar România neîmblânzită între august 2016 și martie 2018. În chiar inima Europei există o viață naturală fabuloasă. Ținuturi ale frumuseții și sălbăticiei. Unde destinele sunt dictate de anotimpuri. Făpturi desprinse din legendă sălășluiesc libere. Animalele luptă din greu pentru supraviețuire. Secretele tuturor vor fi împărtășite. Poveștile lor vor fi spuse. Domnilor și domnilor, îi spunem bun venit la Garantat 100% domnului Alex Păun. Bună seara! Bun găsit, Cătălin, mă bucur. Mulțumesc să fiu aici. Că ai acceptat invitația noastră. Nu s-a putea altfel. Foarte pe scurt, de ce nu e frumusețea valoarea supremă a vieții? Păi, e simplu. Marea problemă a umanității este suferința. Oamenii au boli, oamenii îmbătrânesc, oamenii sunt deseori certați cu cei mai dragi din familia lor. O bucată de operă nu poate să rezolve orgia de tristețe care e uneori lumea. Dacă problema fundamentală a umanității e morală, și anume că răul uneori prevalează asupra binelui, nu cu frumusețea rezolvăm lucrurile. Cu frumusețea putem încartirui, putem marginaliza urâtul, dar răul, suferința, boala, îmbătrânirea și toate celelalte nu sunt de resortul frumuseții și îmi cer scuze față de bătrânul Dostoievski, care în privința asta cred că a călcat în străchin. Cum răspunzi dacă cineva intervine acum și zice: domnule Păun, aveți o viziune catastrofică asupra vieții? Eu nu spun că tot ce se întâmplă în lume e rău. Spun doar că ce se întâmplă în lume și e rău nu poate fi tratat cu dactil și surâsuri. Alex, ce e, domnule, România neîmblânzită? Am zis că nu spun nimic în textul introductiv. Hai să lămurim. Mie mi se pare un eveniment, spun de la foarte bun început lucrul ăsta, mi se pare un eveniment major. Ce e România neîmblânzită? În cuvintele cele mai simple, România neîmblânzită e un film documentar de 90 de minute despre natura din România. Filmul tratează mai degrabă despre faună decât despre floră. Are câteva puncte geografice cheie la care se referă, în special Delta Dunării și Munții Carpați, cu câteva escapade binevenite în râul Mureș sau la Histria, una oară. Iar conceptul narrativ al întregului documentar, povestea care subîntinde cele 90 de minute,
este că animalele de la noi, ca animalele de pretutindeni de altfel, au o viață foarte grea. Ca să supraviețuiască, trebuie să dea aproape zilnic lupte. Gândiți-vă la luptele pe care le dau animalele în sânul propriilor specii. Sunt lupte pentru dominație, lupte pentru hrană, lupte pentru femele. Există apoi luptele pe care speciile le dau între ele. Există apoi luptele pe care carnivorele le dau cu ierbivorele. Există ierbivorele care masacrează ierburile și așa mai departe. Trăim cu natura din România într-un astfel de lanț trofic însângerat. Era cazul să se facă un fel de hartă a acestei vieți grele pe care o au animalele. Și dincolo de faptul că își fac zilele grele unele altora, fie înăuntru speciilor, fie speciile unele altora, mai există și lupta pe care animalele o dau cu anotimpurile. Canicula e crâncenă în orașe, nu e altfel în șes. Există o luptă pe care o dau și cu ființa umană. Există o luptă pe care o dau și cu ființa umană. Prin urmare, fie că se luptă cu îmbrățișarea de ger a iernii, cum spune undeva filmul România neîmblăzită, fie că sunt striviți de canicula verii, fie că hrana nu e întotdeauna abundentă, animalele se luptă, unele cu altele și toate la oaltă cu natura în care trăiesc. Conceptul narrativ, spuneam, al întregului film, ăsta este lupta pentru supraviețuire a faunei de pe teritoriul țării noastre. Care a fost rolul tău în toată povestea asta, în tot proiectul ăsta? Mi-am băgat nasul cam peste tot, mai puțin la prelucrarea imaginii bună oară. Nu am contribuit cu nimic la calitatea luminii sau calitatea culorii și așa mai departe. În rest, filmul a fost produs de o echipă de realizatori din Marea Britanie, care sunt specializați de o viață întreagă, să zic așa, în producerea de astfel de filme, dar ei s-au aflat sub diriguirea, uneori tandră, alteori despotică, a unor români. Printre acești români m-am aflat și eu. Și dacă am admis să fiu prezentat ca drept coordonator al echipei de producție, este pentru că, într-adevăr, vreme de un an și jumătate, cât s-a lucrat la acest film, am supravegheat tot ce se întâmplă și m-am asigurat că nu batem câmp. Venirea primăverii înviorează vegetația din delta. Plantele se luptă între ele pentru accesul la lumină. A stăpâni aceste ape înseamnă a le stăpâni suprafața expusă la soare. Unele specii și-au dezvoltat un mecanism de apărare pe timp de zi și de noapte. Când luna urcă pe cer, nuferii își strâng delicatele lor petale. Își protejează ce e mai important pentru ei. Polenul, cheia supraviețuirii lor. Închisă, floarea ferește polenul de roua dimineții. Dar odată cu răsăritul, când temperatura este potrivită, florile se desfac lent. Alex, cum ai ajuns să faci treaba asta? Ești om care a studiat filozofie, faci lucruri legate de cultură, ești un om pasionat de zona pe care o numim cultură. Da. Cum? Da, m-am trezit și eu într-o bună dimineață, cineast improvizat.
Nu doar că n-am niciun trecut în materie, dar nu sunt nici măcar un privitor avid de film, cu atât mai puțin de film documentar. Însă s-a întâmplat să intru în proiectul ăsta, pentru că dacă filmul este făcut de niște englezi, toți banii, tot bugetul care a stat la baza producției, vine din România. Iar finanțatorul a avut nevoie de un om care să taloneze, cum se zice în fotbal, echipa britanică, care să stea tot timpul alături de ei și care să se îngrijească de calitatea produsului final. Cum ai ajuns la finanțatorul ăsta? Ai fost o pilă? Nu, pur și simplu lucrez pentru ei de ani de zile. E o mare companie din România. Hai să spun că e un retailer. Asta care lucrează în comerț, care are o direcțiune formată din oameni foarte tineri. Șeful acestei mari companii franceze din comerțul românesc are 36 de ani. Prin urmare, nu și-a pierdut elanurile, nu și-a pierdut candorile. A luat decizia de a face ceva cu totul ieșit din comun și cu totul ieșit din scară, dar a ținut în același timp ca unul dintre oamenii din compania lui să stea cu ochii pe proiect și să ne asigurăm împreună că am avut într-adevăr curaj, dar că nu dăm kicks. Proiectul e direcționat, simbolic să spunem, în zona sărbătoririi centenarului Marii Uniri, cel puțin așa s-a spus la vizionarea inaugurală, hai să-i spunem așa. Nu e premiera, vorbim și despre premieră în cinematografe. E, în situația asta, stai și te gândești, deocamdată ne adresăm unor oameni care n-au văzut filmul ăsta. Eu pot să mă exprim la adresa acestui film în termeni ditirambici, pot să vorbesc până poimâine despre filmul ăsta. E un eveniment, e o întreprindere mare. E evident că s-a lucrat din greu, dar e și ceva foarte costisitor. De ce să dea cineva care lucrează în comerț grămada asta de bani? Din cel puțin două motive. Vă spuneam că oamenii care au luat această decizie temerară sunt foarte tineri și încă n-au apucat să se înnămolească în bilanțuri, în vrafurile de contabilitate pentru ale oricărei companii. Iartă-mă că te întreb, avem o reacție cu toții în situațiile astea. Se spune așa, ce mă, s-a făcut un documentar, s-a făcut un film, e clar că s-au spălat niște bani, e clar că s-a întâmplat ceva cu niște bani. E prima reacție pe care o avem. Ăsta este felul nostru de a vedea lucrurile. Nu, de spălat s-a spălat ceva și arunăm un pic imaginea României. Și aici recunosc că suntem vinovați în caz că s-a întâmplat așa. Da, trebuie să ajungem la concluzia că, în pofida a ceea ce ni se spune pe toate canalele, companiile nu sunt niște monștri. Trebuie să mai înțelegem că unele dintre companii sunt conduse de oameni de foarte bună calitate, care uneori iau decizii care trec cu mult peste simplu calcul contabil al fiecărei zile, așa încât în paradigma asta ne aflăm acum. Un film documentar, România neîmblânzită, făcut de o companie din România, fără ca acea companie să aibă cel mai mic interes comercial în privința producției. Ne interesează însă două lucruri. Te rog. În mod idealist, dacă idealismul mai poate face presă bună în epoca noastră, ne interesează să punem pe lume ceva frumos. Deși frumosul nu salvează ceva frumos. Lumea. Frumosul nu salvează lumea, frumosul nu mai e la zi nici în artele contemporane, unde a fost detronat de tot felul de experimente dezmățate. Da. Dar noi suntem niște tombatere care încă jură pe frumusețe și care au decis să adauge la frumusețea pe care lumea deja o are 90 de minute de splendoare românească. Gândiți-vă la oamenii din compania care au luat decizia asta. Vor îmbătrâni la un moment dat, vor ajunge să aibă 70-80 de ani. Vă închipuiți că realizările la care o să se uite ei în urmă nostalgic, mândri de ei înșiși, o să fie că au promovat dintr-un departament în altul la un moment dat, sau că la 30 de ani au reușit, prin nu știu ce cabală, să îndepărteze un adversar. Unii dintre ei s-ar putea să aibă și dorința de a se uita în spate și de a putea spune, am și făcut ceva dincolo de cariera pe care mi-am construit-o cu fanatism, cu migală, zi de zi, în buncărul de lux al unei companii. Hai să răspundem la ceva, o să te rog deci, să vedem pe tine motiv, să răspunzi, da. Hai să facem ceva frumos, aureaulat de gratuitatea cu care, în general, frumusețea intră în lume. Să nu uităm povestea cu gratuitatea. Și al doilea motiv? Al doilea motiv, hai să facem ceva bun.
Filmul e un divertisment. Filmul este un spectacol. Categoric. E o desfășurare de frumuseți care nu o să-l lase pe privitor indiferent. Dar există și alte componente ale filmului, există și alte mesaje, există și alte intenții în țesătura lui. Bună oară! Noi nu spunem în film doar că natura din România e frumoasă. Spunem că e și foarte, foarte variată. Pentru că poți avea o colină maramureșană superbă, pe care speciile vegetale și speciile animale sunt modice în număr. Frumusețea o ai, varietatea mai puțin. Natura din România nu e doar frumoasă, spune filmul România Îmbunătățită, este și foarte variată. Există un inventar aproape copleșitor de specii animale și vegetale. Prin urmare, există undeva în film un îndemn la cunoaștere. Dacă tot ne lăudăm că avem o țară frumoasă, n-ar strica să o și cunoaștem. Pentru că românii își iubesc țara în contumancie, ca să zic așa, în absenția. Își duc mâna la piept când cântă imnul național, își brăzdează cu vopsea tricoloră obrazul când merg la meci, își flanchează intrarea în casă cu steaguri. Prin urmare, îi spune că românii își iubesc foarte mult țara și că și eu și cunosc. A e valabil, B e încă un deziderat. Gândește-te, Cătălin, că ieșim acum în stradă și stăm de vorbă cu primii 100 de oameni care ne ies în cale. Și îi întrebăm, vă place natura din România? O să avem un da unanim, compact, definitiv. Tuturor le place. Dacă punem o a doua întrebare. Ce anume vă place? Spuneți-ne 5-6 locuri din România care vă plac. O să ai stupoarea că toți se referă cam la aceleași lucruri. Ca și cum, de fapt, lista ar fi foarte scurtă. Ca și cum, de fapt, oferta României e modică. Da. Ambiția noastră a fost să-i determinăm pe români, dacă nu e prea mult pentru puterile noastre, să-și cunoască nițel mai bine țara pe care declară că o iubesc. Este unul dintre motivele pentru care în film nu facem turul tuturor locurilor frumoase pe care deja le știm despre țară. Nu. Încercăm să ieșim de pe cărările bătătorită și să arătăm că frumusețea naturală din România e mult mai vastă și neștiută. That is what we came for. That's the eagle. De ce a trebuit să vină o echipă din afara acestei țări ca să facă documentarul ăsta? Pe de o parte. Asta spun cei care au o, hai să spunem, o formă de frustrare în dragostea lor și în imaginea pe care o au față de țara asta. Ar spune, suntem capabili și noi să facem așa ceva. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt alții care spun, aici ar fi fost cu neputință să faci așa ceva, doar unii care știu meseria asta într-un anume fel ar fi putut să împlinească dezideratul ăsta. Te rog să povestești cum a fost cu voi. Deschizi un drum pe care vreau neapărat să pășesc, dar n-aș vrea să uit două lucruri pe care le aveam încăpățeavă înainte să îmi pui ultima întrebare. Am spus că filmul e o defilare de frumusețe, care are o miză estetică. Am spus de asemenea că are o miză educativă. Pentru că le arată oamenilor din România că natura e și foarte variată, nu doar spectaculoasă. O a treia miză este să le arătăm oamenilor
cât de complex este un habitat. Un habitat înseamnă o mulțime cu foarte multe elemente. Spectaculos e să constați în ce măsură elementele depind unele de celelalte. În ce măsură fiecare element, fiecare unitate dintr-o mulțime, trimite cumva, printr-un raport de dependență, la toate celelalte. Faptul că intri într-o poiană și ți se explică pentru 5 minute, cum e în România neîmblânzită, cum anume fiecare dintre lucrurile pe care le vezi, da, se raportează de o manieră vitală la toate celelalte, deschide un nou mod de a privi natura și mi se pare că e o miză a filmului. Ultima, și cu asta revin la întrebarea care a rămas în aer, vrem să le spunem oamenilor nu doar că natura din România e frumoasă, variată, complexă, ci și fragilă. Gândiți-vă că un uragan poate să devasteze un orășel în 10 minute. Gândiți-vă că un virus poate să pună la pământ o comunitate. Natura nu e întotdeauna prietenoasă și nu e nici deloc slabă. Natura e foarte puternică. E dita mai Dihania, cum ar spune Constantin Noica. Dar Dihania asta, în mod paradoxal, este în același timp foarte fragilă. E suficient un băț de chibrit aprins, lăsat într-o dumbravă, pentru ca hectare întregi de pădure să dispară de pe fața pământului. Da. Apelul pe care îl face filmul în final este un apel la tandrețe. România nu trebuie doar iubită și cunoscută, trebuie și tratată cu duioșie. Mesajul e foarte limpede. Nu mândria e soluția. Se categoric spune foarte limpede, dar aș păstra mesajul ăsta ca pe o surpriză și de mesaj, dar și ca pe o surpriză emoțională pe care sper să o aibă cei care văd acest film. În mijlocul verii carpatine se atinge cel mai înalt nivel de precipitații. Curând, pădurile mustesc de apa necesară vieții. Tot apa dă formă și locurilor de sub pământ. Ea se scurge în sol și pătrunde acolo într-o lume diferită. O lume a întunericului și umezelii. În jur de 4.000 de peșteri se găsesc numai în munții Apuseni. Multe sunt pline de stalactite și stalagmite. Când pătrunde prin piatră și stâncă, apa depune săruri și minerale, formând asemenea statui strani. Dar peșterile sunt totodată un fel de cimitir. Scheletele înfricoșătoare aparțin unor urși preistorici, urși de peșteră. Extincția acestui animal, rudă îndepărtată a ursului brun, s-a întâmplat acum 27.000 de ani, probabil din cauza unei schimbări climatice sau a vânatului excesiv. Hai să revenim la povestea cu echipa. De ce o echipă din afară? Aici sunt două posibilități. Ori îți răspund la întrebare, ori cu mare prietenie ți-o demontez. Pentru că presupoziția de la care pleci merită amendată. Evident că sunt nenumărați englezi care au fost implicați în facerea filmului. Uh-huh. Evident că în genericul de început și în genericul de final al peliculei
vezi acolo numele unei case de producție care are rezidența la Bristol, da, nu la Buzău. Dar există o listă întreagă de oameni din România care au contribuit la acest film, până într-acolo încât îndrăznesc să spun că România neîmblânzită e o coproducție. E un film româno-britanic, ești mai degrabă decât așa un film britanic. Da. Și dacă memoria mă ajută, ceea ce nu e întotdeauna cazul, o să încerc să construiesc acum în 2-3 minute lista de români care au avut o contribuție la film. Întâi, a stat în pixul unui român dacă filmul va exista sau nu. E vorba de șeful companiei care a dat bani. Evident. Doi, toată producția și mai ales toată postproducția au fost supravegheate de mine. Altfel spus, nu există nicio secvență în film care nu a primit aprobarea echipei românești. Nu există nicio frază, nicio virgulă în film care să ne fi venit din import, ca să zic așa. Victor Ebengiuc nu e islandez. Da. Marius Chivu, da, care a făcut traducerea textului englezesc în limba română, e bucureștean de-al nostru. Echipele englezești de filmare, ori de câte ori, de-a lungul unui an cât s-a filmat, au venit în România, au avut ajutor din partea a zeci de țărani care le-au dat ponturi. Vedeți, cu tare urs apare mai degrabă în Dumbrava X decât în Dumbrava Y. Mm-hmm. Atenție, pentru că prioară veniți în a doua săptămână a lui mai, nu în prima, pentru că eu știu că trăiesc aici de zeci de ani. Au fost de asemenea oameni din ONG-uri românești care i-au ajutat, într-un fel sau altul, pe cameramanii englezi câtă vreme s-au aflat în România. De altfel, trebuie să vă spun că pe lângă finanțatorul român și casa de producție din Marea Britanie, în proiectul filmului a fost asociat și un ONG de mediu care e româno-britanic, care are sediul la Brașov și care e plin de români. Unii dintre ei o să și apară în materialele spunem de tip... Numele, da? Putem, fiind un ONG, putem să spunem numele liniștit. Da, ONG-ul este The European Nature Trust și mulți dintre românii care lucrează la Brașov pentru această organizație o să apară bună oară în materialele de tip behind the scenes care o să însoțească filmul. De asemenea, toată informația științifică din film a fost verificată de un profesor clujean care de o viață se ocupă cu râme, insecte, fluturi, urși și așa mai departe. Încât, în loc să îți răspund la întrebare, prefer să îi demontez, să îi amendez presupozițiile. Nu e un film făcut de străini, așa cum ar putea să creadă unii. E un film făcut de străini și de români. Cât de real e ce vedem în documentarul ăsta? Aceste creaturi de basm au și ele nevoie de hrană. Curând vor avea și pui de crescut. Trăind în haite mici, vânează împreună. Încerc să fiu cât se poate de concret în ceea ce întreb. Cât de reali sunt lupii pe care îi vedem în filmul ăsta? Cât de reali sunt urșii pe care îi vedem? Pentru cineva care vede filmul ăsta o să spună, e imposibil să poți să filmezi așa ceva. E imposibil să te poți strecura la propriu cu un obiectiv, oricât de performant va fi fiind el, printre picioarele unor lupi care aleargă, sar peste niște copaci căzuți, etc., etc. Cât de real e ce vedem în filmul ăsta, Alex? O să răspund în două feluri. Întâi, tehnicile de filmare de azi sunt foarte sofisticate. Ce-i drept? Uneori poți să filmezi ca și cum ai filmat de aproape, deși camera se află la 100 de metri. E adevărat.
În al doilea rând, au folosit oamenii noștri drone. În al treilea rând, au instalat camere pe care le-au lăsat în poziții cheie în anumite păduri pentru ca zilnic să verifice ce s-a înregistrat. Unele dintre lucrurile miraculoase pe care le-am surprins, da, le-am surprins nu pentru că un cameraman fanatic a stat după câte un fund de urs două, trei săptămâni, ci pentru că oamenii au știut unde să instaleze tactic camere. Dau un exemplu. Râsul e o ființă extrem de greu de surprins. Ori aici râșii se lăfăie în fața obiectivului unei camere de bine, filmat. Atunci o să invoc în apărarea noastră și un eșec. N-am reușit să filmăm pui de lup. Dacă am fi fost niște magicieni corupți, interesați să pună totul pe ecran, eventual folosind trucuri, am fi avut și 5 minute zdravene cu pui de lup. N-am prins țipenii. Asta e o probă în favoarea onestității noastre. Bunăoară un urs care ridică bucăți de piatră ca să vadă dacă sub ele sunt mușuroaie. Da. Face lucrul ăsta pe o pantă, așa încât la un moment dat una dintre bucățile de piatră se rostogolește, iar fiara de câteva sute de kilograme se sperie ca un prunc vulnerabil. Așa ceva nu poți regiza. Și urșii nu pot fi nici mituiți. A trebuit să avem un pic de noroc. În cea mai frumoasă perioadă a anului, mulți urși vin în această poiană atrași de bogăția hranei. Mugurii parfumați ai florilor și iarba fragedă. Dar uneori, meniul e încă și mai ofertant. Chiar dacă în căutarea lui, femeia din imagine are și unele probleme. Până și fiarele se sperie de lucruri mărunte. Există o scenă în care un mistreț se luptă cu niște lupi. E o scenă reală? Da, e o scenă reală. E o scenă reală. Nu o să le spun acum oamenilor, dialogând cu tine, cum se termină. O să spun doar că e o scenă care, am înțeles de la experți, se petrece des, mistreții și lupii se confruntă des, rezultatele nu sunt niciodată asemănătoare, prin urmare, n-ai de unde să știi cum se termină un caft între un mistreț și o haită înfometată de lupi. Nu se termină niciodată foarte elegant, dar... dar nici previzibil. Încă ceva, Alex. Natura României e tratată cu uriașă delicatețe în filmul ăsta, în toată splendoarea ei. Dincolo de delicatețea asta se găsește un mesaj. Și mesajul ăsta e delicat. E un mesaj care ni se adresează. N-o să vorbim acum, evident, despre lucrurile cu totul condamnabile care se întâmplă în Delta Dunării, despre defrișările monstruoase, despre toate lucrurile astea care creează profunde controverse și o justificată îngrijorare. Cu toate astea însă, natura României e ceva care, dacă e prezentat doar cu delicatețe, o să rămână în aceeași zonă
în zona aia de imagine patriotică. Mm-hmm. E ceva cu care ne fălim, mm-hmm. ceva cu care mm-hmm. ne mândrim. Grija noastră a fost următoarea. Nu putem face un film de 90 de minute despre frumusețea din țară și după aceea să-l încheiem cu genericul. Pentru că dacă am face asta, singura sensibilitate pe care filmul ar fi alimentat-o era mândria. Dom'le, trăim într-o țară frumoasă, ne putem felicita unii pe alții pe vrem? Stradă pentru chestia asta. N-avem nicio datorie, mândria este prin esența ei pasivă, stai pur și simplu și consum din bucuria de a fi tu însuți, mm-hmm. în cazul ăsta din bucuria de a fi român. Ori pe mine m-a nemulțumit extraordinar perspectiva unui film care încurajează mândria naționalistă. Mândria care spune că nu doar că natura din România e frumoasă, dar e mult mai frumoasă decât în alte locuri. Nimeni n-are ce avem noi. După Nădlac avem de-a face cu o sahară planetară, unde ungurii n-au mare, unde cu tare alții n-au munți, unde cu tare alții n-au deltă. Trăim într-un ocean de nisip pigmentat undeva în Europa, mărunt, tricolor. Acolo e grădina Maicii Domnului, acolo Dumnezeu a pronat tot ce era mai bun de pronat. Asta ar fi fost un dezastru, după părerea mea. Pentru că românii trebuie să înțeleagă că nu prin mândrie te raportezi la frumusețe, pentru că n-ai niciun merit că există munți, că veverițele... Asta spune filmul foarte frumos, da? Da, n-ai niciun merit pentru tot ce ai văzut în film. Raportarea corectă este responsabilitatea. Vezi ceva frumos și instinctul corect nu este să te mândrești, instinctul corect este să te întrebi ce pot face eu, astfel încât, purtându-mă cu tandrețe, cu natura, ea să perpetueze în exact datele în care se află acum. Am evitat, pe de altă parte, și tonurile apocaliptice. Pentru că există astăzi tendința ca tot ce circulă rău în legătură cu natura să fie prezentat la cub, de o manieră declinistă, și asta e adevărat, alarmată și uneori anticivilizațională. Mm-hmm. Ni se spune uneori de către extremiști din zona ecologismului că tot ce a construit lumea modernă este de fapt un atentat sistematic de zi de zi la adresa naturii. E adevărat ce lucru ăsta, e adevărat. M-a interesat să nu picăm în extrema cealaltă, odată dispensați fiind de pericolul mândriei naționale, ci să ținem cumva cumpăna dreaptă și să le spunem oamenilor: natura e frumoasă, hai să fim buni cu ea. Când pământul va fi acoperit de nămeci, doar cei mai adaptabili vor putea înfrunta lunile grele. Această femeie de râs carpatin va hoinări până târziu în iarnă pe coastele înzăpezite. Blana ei groasă o protejează de frig și umezeală. Creatură solitară va colinda văile singură în căutarea și celei mai mici prăzi. Cum răspunzi cuiva care zice așa: băiat educat, om cu instrucție umanistă, vorbește foarte frumos,
l-a cumpărat compania pentru că asta e la modă. Recrutezi inteligenție, să o folosești în scopurile pe care le știe doar compania, în întunericul ăla în care își ascute unghiile. Cum răspunzi? În două feluri. E bine ca marile companii să cumpere inteligenție, pentru că dacă nu le cumpără ele, o să le cumpere companiile din alte țări, ceea ce oricum se întâmplă. Avem de-a face cu o hemoragie intelectuală la granițele României. Tot ce producem mai înalt dispare în secunda a doua peste hotare. În al doilea rând, cum spuneam și la început, companiile nu sunt de diabolizat. Eu tot ce văd în jur la mine, în companie, este bună intenție. Nu identific încă diavolii, lacomi și indiferenți la interesele comunității. Sunt sceptic. De ce m-aș duce la România neîmblânzită? De ce aș bate drumul până într-o sală de cinema să văd România neîmblânzită? În primul rând, ți-aș spune ție, privitorile care îmi pui întrebarea asta, că ai văzut de-a lungul timpului o groază de porcării. Tu-ți mai aduce aminte, privitorile, câte prostii ai văzut la televizor? Cum de ți-ai făcut timp, zeci de ani, pentru nenumărate talk show-uri vide, pentru nenumărate vedete stridente și dezgustătoare, pentru nenumărate emisiuni de știri în care, în loc de politică economică sau politică internațională, vezi accidente de mașină? Cum de ți-ai făcut de timp pentru toate lucrurile astea și pentru o mică operă de artă de 90 de minute te trezești brusc cu agenda burdușită? E un mister aici. În al doilea rând, este primul film de cinema despre România. Filme despre România s-au mai făcut, dar filme gândite anume pentru sala de cinema nu știu să mai existe. În al doilea rând, bugetul care stă în spatele întregii producții este somptuos. Rare ori s-a mai pus la bătaie un asemenea sac de bani pentru un film documentar despre România. În al treilea rând, există niște ancore de prestigiu, să le zic așa. Există niște oameni fantastici care au lucrat la film și care n-au cum să nu te atragă. Dacă un om precum Victor Rebenciuc a spus da acestui proiect, atunci putem fi siguri că e ceva de capul acelui proiect. Rebenciuc nu jură pe cartea de telefoane. Jură pe cărți importante.
Alex, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Zic așa, așa cum am spus și în deschiderea acestei întâlniri. Felicitări pentru ce ați făcut. Poți să mă și compătimești. Așa. Sunt o ruină după acest proiect. M-am îngrășat cu 10 kg, am îmbătrânit probabil cât un... Unii ți-ar spune înseamnă că nu ți-a mers așa de rău la proiectul ăsta. Cât un prim-ministru. Sper că printre cameramanii tăi au fost câțiva colegi care au reușit să-mi evite burta și așa mai departe. Dar, încă o dată, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, felicitări. Și înainte de a le mulțumi tuturor celor care sunt alături de noi, recomand cu mare căldură. E ceva din categoria trebuie. Vedeți România neîmblânzită în cinematografele din România. 13 aprilie a fost ziua în care s-a lansat. Asta înseamnă acum câteva zile. E data în care s-a lansat filmul. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim foarte frumos pentru încredere. Ne vedem data viitoare. Noapte bună!